Bine v-am găsit astăzi. Sunt la reorganizarea cuiburilor pentru toamnă, să zic așa. De acum cuiburile încep să aibă o altă structură și, de exemplu, trebuie reorganizate până și lada aceasta, cum arată ea, va trebui reorganizată aproape în totalitate. Așa, o să fie probabil un film mai lung. Dar pentru începători este în regulă. Putem să vedem mai în amănunt cum organizez un cuib pentru iarnă, să zicem așa. Toamnă, iarnă, trebuie să pregătim acest lucru. Bine, dacă am avut, să zicem, această componentă a stupului, cum arată asta, așa, ai un cat, ai o ladă orizontală, dar mai rar se întâmplă acest lucru, să fie această setare a stupului, dar poți să-ți iei un reper. Poți să-ți iei un reper, desfințăm catul superior, o să-l desfințez și va trece la lada orizontală care era până acum. Aici are mierea. Avem propolis. Să văd dacă pot lua propolis. Am aici un borcan special pentru propolis. Propolisul îl colectez pentru mine. Contează foarte mult. Colectez, băgăm în borcan. De acum trebuie adunat și propolisul acolo unde este. Îmi permit acest lucru fiindcă e un propolis curat. Așa. Îl băgăm frumos la borcan și se adună suficient încât să-mi fac tinctură pentru întreg anul următor. E foarte bun pentru sănătatea corpului, mai ales dacă ai avut intervenții chirurgicale. Dacă ai avut intervenții chirurgicale, e foarte bun. Propolisul este cel mai puternic antibiotic natural. Unii confundă că zic că e cel mai puternic antibiotic. Nu! Este cel mai puternic antibiotic natural, adică ce se găsește în natură. Sunt două lucruri diferite. Bine, eu aici cu asta mă ocup. Și apropo, era chestia cu tinctura de albine moarte. Știți? Era în vogă. Eu adun și acel propolis, adică tot. Unde văd eu că se poate aduna, l-adun. Plancheturile ramelor, aici unde mai turtești câte o albină, clar o să fie și câte o albină turtită. Și iată că atunci se cam combină propolisul cu acest albine turtită. Bine, vă dați seama că nu e ceva foarte foarte mult sau foarte exagerat. Nu. Doar adun și cât se adună, atât se adună. Important e să-l adun puțin cât cu puțin, așa, când
umbli pe la stupi. Mai ales că acum timpul de a mai face ceva anume se cam reduce. Adică nu mai faci mare lucru. Dar în acest caz voi aduna propolis. Și așa decurge munca aceasta mai migăloasă. Nu știu, 30 de grame, 20 de grame, 10 grame. Important e că se adună. Încă ceva de notat este că avem miere. Avem miere suficientă. Este și mai mult. Încă ceva mânușile de unică folosință, deci o să le tot vedeți. Am o cutie cu 50 de bucăți de mânuși. O să-mi ajungă mult și bine. În funcție de lucrarea care o fac, acestea vor fi utilizate. Așa, cât un pic de propolis. În partea de jos probabil o să fie mai mult. Nu ne grăbește nimeni. Așa. Oricum desfințesc catul. O să fie desfințat acest cat și o să fie în regulă. Așa, încetişor. Deci, dacă doriți, cine n-ar dori? Că am văzut apicultori care zice, a, vreau și eu propolis. Nu-i greu, e migălos. Adune așa cât un pic de peste tot de unde îl vezi. Bine, n-aș aduna propolis de la, după un tratament chimic. Deci după un tratament chimic nu se adun propolis, că s-a cam dus naibii proprietatea, să zic așa, proprietatea propolisului nu mai e. A dispărut. Devii cancerigen în loc să devină tratament. Așa. Oricum mă bucur că formicul este eficient, foarte eficient. Bun, cam asta este. Miere acest coloniară, nu mai avem bătaie de cap în această privință. Și acum desfințăm catul. Așa, ia să mă mai uit pe aici. La capătul ramelor mai găsiți propolis. În unele cazuri chiar foarte mult. O să mă întrebați dacă de ce nu folosesc colectoare de propolis. Sincer, nu am avut, adică am avut și nu au fost eficiente, nu a funcționat așa cum credea. Să ducem catul de aici. Și așa cum rămânem la cuib, să vedem ce găsim în cuib.
În primul rând am rame goale. Aceste rame goale le dau deoparte, le scot afară, nu mai e nevoie de ele aici, la acest tub. Scoatem afară. Așa, le pun undeva, mai la îndemână. Deci rame construite sau neconstruite, probabil la anul. Vor fi de folos anul ăsta, s-a cam terminat cu ele. Așa. Văd că este albină, suficientă și dacă mai coboară și de sus, o să fie și mai bine. Un pic cu fum aici, fiindcă am văzut și aici un pic de propoli și vreau să-l iau. Ele acum o depun peste tot. Asta ce fain aici. Foarte fain. Adunăm de peste tot. Asta acum o perioadă, fiindcă urmează încă o perioadă în care încep albinele furtișagul, după aia nu prea mai ai acces așa să te joci prin stup, e mai complicat. Așa. Dar acum se poate încă vreo săptămână, două, se poate umbla la ei. Bine. Este albină. Este albină, chiar bine. Această grilă va fi dată la o parte. Iar ramele acelea cu miere le voi da după diafragmă, deci cuibul va arăta foarte, foarte bine. Așa, deci înainte de toate mă uit un pic, văd pe aici propolis, îl adun. Super. Ok, este albinul să moartă, o domn la o parte. A pus propolis între grila Hahnemann și rame. A găsit ea un pic de spațiu acolo. Iată ce fain îl putem aduna și o cantitate destul de bună. Dați-vă la o parte, că am văzut și aici. Iată ce cantitate faină. Foarte, foarte fain. Iată, așa arată. Cred că se vede foarte, foarte bine. Pentru uzul personal, vă dați seama că e suficient. Asta de la un singur stup. Mulți zic că se îmbolnăvesc albinele că le iei propolis. Ei, dar nu ei tot. Ei doar o parte, că ele tot timpul fac exces. Așa putem să le luăm și mierea, că dacă fac ele exces de, să zic așa, de cules, că altfel n-am putea noi aduna mierea. Dacă albina ar ști câtă miere are nevoie, s-ar opri și gata, n-ar mai culege. Adunam antibioticul natural.
de pe rame curate. Ce frumos se adună. Cam atât adun de la această colonie. O să vă arăt cât s-a adunat. De la un singur stuf am adunat o cantitate și asta e acum, dar mai putem aduna. Deci iată, fără mult efort s-a adunat o cantitate de propolis. La fiecare stuf fac acest lucru. Durează un pic, dar treaba e bună. Avem și propolis colectat. Deci e bine să colectez cât mai multe din produsele stupului. De-aia ți-a albinuțe să te ajuți. Acum că unii apicultori adun miere sau trăiesc de pe urma albinelor, este cu totul și cu totul altceva. Arunc o privire un pic la puieți să văd care e situația. Încă un lucru important este prezența trântorilor. Dacă în această perioadă faci extragerile de miere, adio cu trântorii, o să înceapă să-i elimine. Mulți se miră că de ce după tei i-au dat trântorii afară. Păi da, a dat trântorii afară după tei, că nu mai au rezerva de miere respectivă. Au rămas fără rezerva de miere și ce au zis albinele? Păi da, dacă nu mai avem mâncare, la ce să mai ținem trântorii? Și așa și se dă trântorii afară. Mă uit după puiet, fiindcă asta este important. Dăm cu fum, nu le place lor că deranjez. Ne fumoc aici pe margine. Știu că n-are foarte mult puiet. O să vin eu cu stimularea la el în curând. Așa. Cred că e prima ramă pe care se găsește puiet. Fiind într-o zonă cum da, e oat. Deci, în anii trecuți, aveam această problemă cu spațiul, locul unde să depoziteze albina, adică unde să pună albina puietul, având catul deasupra, acest puiet este destul de suficient în această perioadă. Și cu un pic de stimulare va fi în regulă. Aici e o ramă goală, două rame goale. Să văd care dintre ele mai este eficientă, o voi înlocui cu ramă de iernat, adică care va intra în iarnă cu acele rame. Bine, totul arată în regulă. Ceea ce trebuie eu să mai fac este să curăț intervalele. Poate albinele din stupin au un pic de iz agresiv.
încă nu e cules, probabil nu o să fie foarte curând. Sau dacă va fi, va fi foarte puțin. Reginele preferă aceste rame negre. Vor depune în ele puiet. Bine, eu cam asta am de făcut. Iau ramele, le curăț în această colonie. Adaug mierea și ca să nu fie filmul foarte lung, ne oprim aici. Deci astăzi am colectat propolis. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!